Premierul Ion Chicu schimbă macazul. După ce în perioada când a fost consilier prezidențial în domeniul finanțelor a criticat de mai multe ori acțiunile Fondului Monetar Internațional în țara noastră, acum fiind în fruntea cabinetului de miniștri, Chicu a anunțat că vrea să semneze un nou acord cu FMI după încheierea actualului program. Declarațiile au fost făcute de premier după ședința de încheiere a misiunii internaționale în țara noastră. Conferința de presă a avut loc cu întârziere de o oră, iar premierul Ion Chicu a explicat că a fost nevoie de discutat mai multe aspecte ce țin de cooperarea bilaterală. Noi continuăm cu FMI și vrem să avem program cu FMI, nu exclusiv din cauza banilor de pe extern care vin. Eu personal și echipa mea ținem la programul cu FMI în mod special din cauza suportului pe care îl avem în promovarea reformelor. Și asta e sincer vă spun. Declarația contravine în totalitate poziției lui Chicu din luna august 2019, pe când acesta era consilier prezidențial. Atunci, pe pagina sa de Facebook, el a scris că în cazul unei plecări așteptate a Fondului Monetar Internațional din țara noastră, Republica Moldova va putea singură să-și asigure cheltuielile, iar actuala generație nu va lăsa drept moștenire copiilor și nepoților datorii de miliarde. Tot în luna august, cu câteva zile mai devreme, într-o altă postare pe Facebook, Ion Chicu a spus că la acea perioadă niciun ban de pe extern n-a intrat ca suport bugetar timp de peste un an și țara noastră s-a descurcat, datorii nu s-au admis. În opinia lui Chicu, banii de pe extern nu ne încurcă, dar dacă prețul lor este distrugerea economiei noastre, care generează 90% din mijloacele bugetare, atunci acest preț este inacceptabil. La rândul său, șeful misiunii FMI pentru Moldova, Ruben Atoian, a recomandat autorităților de la Chișinău să implementeze politici prudente pentru a evita riscurile financiare și să asigure lupta cu fenomenul corupției. That needs to be urgently addressed. Also, securing financing from external development partners, as envisaged in the budget, requires a strong reform momentum. Meanwhile, we recommend that contingency plans need to be developed in the event of external inflows fall short of expectations. În urma încheierii actualului program, țara noastră urmează să primească o tranșă de 20 de milioane de dolari. Acordul semnat cu FMI în 2016 prevedea alocarea până la sfârșitul anului 2019 a unei finanțări de peste 170 de milioane de dolari în 6 tranșe. Ulterior, acesta a fost modificat și prelungit până în martie 2020.